Uite și pe ăsta, băga-mea și pula măta să-mi bag. Băga-mea și pula măta cu Nissanului morților măti în gât. Ia uite mă, că rupea în gâtul. Băga-mea și pula în ăla care a lăsat aia acolo. Ia uite-l coaie, mâncați-a și pula ta. Băga-mea și pula morții tăi să-mi bag. Hei, salutare interes și fraspe lupunești și bine v-am găsit la o nouă trucăreală. O nouă trucăreală care este posibil să fie chiar și ultima trucăreală din această mică, nu știu, călătorie pe acest canal. Nu sunt încă 100% convins că va fi ultima, dar dacă nu va fi ultima, oricum va fi printre, nu știu, cred că ultimile 3 sau 4 trucăreli pe care le voi mai face pe acest canal. Este vineri, tocmai am început și eu munca după 3 săptămâni, de 3 săptămâni de zile nu am muncit. Este vineri, din nou o să muncim peste weekend, o să stăm până, sper, până marți la muncă, să vedem dacă o să aibă, ori să aibă ăștia nevoie de mine chiar până marți. Este vineri, este 10 și jumătate, 11 cred că. Deci a sudat 11 fără 10, am început la ora 10 și aștept job momentan. Aparent ar trebui să merg la Dagenham în Londra, la Tesco. Nu sunt gata trailerele, așa că așteptăm și noi aici. O să avem timp în astea 5 zile să vorbim despre această decizie sau acest pas important pe care am zis că îl fac în viața mea. Am mai vorbit în videoclipurile trecute despre ce aș vrea să fac și nu știu ce. Acum sunt 100% convins că o să renunț la această meserie. Nu știu dacă renunț de tot, dar momentan o să renunț la această meserie. Și o să vorbim și despre motive, cauze, draci, laci, mași, toate astea în astea 5 zile. Să sperăm că avem 5 zile, să spunem, ok-ish, fără prea mulți nervi. Mi-am și revenit, nu mai sunt bolnăvior. Și da, sper să fie ok zilele astea și să pot să vorbesc cu voi fix tot ceea ce am în căpăneaga asta. Da, ne vedem după ce primești și o job, vedem ce facem în continuare. V-am spus, în principiu merg la Dagenham, dar nu sunt 100% convins că or să-mi păstrez jobul ăsta. Ce să zic, să înceapă trucăreala. Gata, frații mei, pe lupunezi, că este gata și vagonetul meu. Mi-au păstrat Dagenham-ul, 61-2019. Avem numărul de la trailer și că ar trebui să fie la rampa 71. Sau chiar parcat. 61-2019. 71 e rampa, cred că pe aici prin capă, nu? 71 e scos numai acolo. 61-2019 aici a fost. Salut. 61-2019. Unde l-ați pus, boss? L-ați ascuns? 61, mă, da, 61. Da, unde l-ați pus, mă, mâncala și pe el de talent de trailer? Dă-l-o morții lui. L-au ascuns ăștia, bă, băiatule. L-au ascuns să nu-l iau eu. Ia uite-l acolo, fix acum l-a scos. Fix acum, bă, l-a scos. Mersi, bossule. Mersi, bossul chiparosul. Văd că au adus șanter noi. Cine o fi plecat?
motorină, cauciucuri ok. Hai să punem și noi aici și numărul. Dagenham, asta este. Ok. Și pe partea asta cauciucuri noi. Ok. Lăsa bă ăla acolo băgat. Spuneți-mi voi mie, să înțeleg. Bă, ne-a zăpăcit vântul ăsta azi noapte. Au fost și câteva camioane răsturnate, am văzut pe grupurile de șoferi. Și aici pe A1 și pe M6. La ce fel a bătut vântul azi noapte, am crezut că e acoperișul de la casă. Văd că acum a lăsat-o mai moale un pic. Chestia e că și că de duminică, de lungi, că încep iar ninsori. Anunță ăștia ninsori. Și să sperăm că nu o să mă prindă pe drum. Și trebuie să fac, stai să văd dacă merg becurile. Nu avem nicio eroare. Nu avem nicio eroare. Nu, e totul ok. Fac și aici verificarea repede. 61-2019 am zis. 20-20. Dug. Avem 14 acolo, avem 14. 61-2019. Da, ce să zic? Haide la Dagena. Luăm A1, A14, M11, M25 și după aia A13 la Dagena. Să sperăm că aș neșne dintr-o bucată. Dacă nu, va trebui să mai facem o pauzică. Nu știu care suni, dar nu-ți răspund. Nu știu care suni. Da. Ne vedem pe drum. Dragă M25, ce dormi a fost de tine!
Nu mi-a fost. Bă, cred că n-am mai fost de o lună pe aici. Nu știu dacă am fost, nici mai țin de dacă am fost la ultimul vlog pe care l-am filmat înainte de anul nou. Nu știu dacă am fost. De fapt, n-am fost, că am mai muncit doar 3 zile, după aceea m-am îmbolnăvit. Sau am fost? A, ba da, mă, parcă am fost. Cred că atunci a fost ultima dată pe aici, prin zonă. Bă, dar surprinzător, pentru o zi de vineri, bă, am mers destul de bine până aici. N-a fost aglomerat nici pe A1, nici pe A14, nici pe E11. Mă așteptam pe E11 să fie ceva haos. Că n-ai vinere și ora asta acum 3:30, 4. Mă așteptam să fie panorama rău de tot, dar uite că a fost lejer. Și văd că TomTom-ul nu mi-arată niciun fel de întârziere pe M25. Ceea ce ar fi genial. Oricum ajungem cu întârziere de o oră și jumătate. Trebuia să fi la ora 3 la Dagenham. Eu am plecat pe la 11 și ceva. A trebuit să fac și pauză. Deci no chance să ajung la timp. Nu aveam nicio șansă. Bine, puteam să mă risc, gen să nu fac pauză și să vin până aici și după aia probabil să mă parchez chiar în față la Tesco și să nu intru. Dar am zis că n-am așteptat de fapt să prind pe M11 aglomerație și pe M11 am doar un singur loc unde mă pot opri la service, la beer charger acolo. Și am zis, bă, nu mă opresc acolo pentru că n-am semnat la net. Dacă mă opresc să fac 45 de minute pauză acolo, nebunesc, mă ia capul. Și de-aia zis, m-am oprit pe A1 la Graham. Am stat, am și mâncat. Și mai bine. Oricum au sunat ăștia pe drum să-mi zică, domnule, că sigur ai vagonul care trebuie după tine. M-au făcut să mă și opresc, băga mea și pula în gura lor. Zic, da, cum să n-am vagonul? Zic, m-am uitat și în spate, Tesco Dagenham. Zic, am filmat pe cameră când m-am uitat în spate. Păi da, nouă tracker-ul ne arată că vagonul e încă în curte. Și zic, bă, sunteți nebun la cap? Și zic, stați așa, că mă opresc acum, eram pe A1, cum sunt parcări din milă, le zic, stați așa că mă opresc acum și mă uit. M-am oprit, m-am uitat. 61-2019. Zic, ăsta e. Pula mea. Era culmea să o fac de oaie chiar în prima zi așa. Am mai luat o singură, de fapt de două ori am luat vagon greșit. Dar n-am ajuns prea departe cu el. M-au sunat imediat din firmă și au dat seama. Dar acum era chiar ciudat. Mai ales că și deschisesem să-l verific. Dar de multe ori, câteodată, de fapt, nu de multe ori, câteodată nu prea îl deschid să-l verific. Îl iau pur și simplu la sigur, dar na, se mai întâmplă. Doar că ei erau siguri că vagonul e încă în firmă pentru că le-a arătat tracker-ul că nu a plecat vagonul din firmă. Zic, bă, vagonul este pe A1, deci e unde trebuie, niciun caz nu e în firmă. În niciun caz nu este în firmă. Mersi, boss. Ești un deosebit. Da, mai avem jumătate de oră, 30 km până la Dagenham. Ne vedem acolo. Să sperăm că nu se va aglomera M25-ul. Dangadam tagam tadanka dam tagam tadam. Am ajuns și noi aici, Lișa. Ia să vedem dacă ne dau ăștia rampă. Da. Nu prea cred. Nu prea cred că vedem noi rampă. Ok. Trebuie să băgăm înaintea colegului de lângă noi. 50, 92, 157, 081. Confirm. Single, 0,3 grade, 23 de paleți, nu luăm nimic, nu. Mamă, rampa 71, ta-na-na-na-na-na. Rampa 71, ta-na-na-na-na-na. Bă, să fiu sincer, nu mă așteptam să-mi dea rampă. Nu mă așteptam să-mi dea rampă. La marele fix.
La Marele Fixeanu. Bine, nu sunt în niciun fel de grabă, ca să zic așa. Dar nu voiam să aștept, pentru că trebuie să stai în cantină. Nu te mai lasă să stai în cabină. Și tocmai de asta nu voiam în principiu să aștept. Au făcut și ăștia, s-au colești curtea aici, 700.000 de kilometri faci până ajungi în partea cealaltă. 700.000 de kilometri faci. Bă, nu știu, probabil de aici să mă trimite la South Hall e 4:30. Să spunem că plec la 5:30 de aici. Poate am noroc și mă descarcă repede. 5:30, hai să zicem 6. 5:30, 6 să plec de aici, 6:30 punem maxim. Dar după aceea să mă las South Hall, ce dracu să iau de acolo? Am program până la, dacă am început la 10, am până la 1. Am aproape până la 1. Eu știu, să iau de la South Hall ceva și să plec cu descărcare pentru mâine dimineață sau pula mea. PLM. PLM de PLM. Sau poate să termin mai devreme, să încep mâine dimineață mai devreme. O să vedem. Sau nu, mă, nu cred. E posibil să mă trimită la Sant Albans acolo, mă, unde e futerea de pe lume, să schimb vagonul pe noapte. Ma, cred că sigur acolo mă trimit ăștia. La ce noroc am acum, nu s-a aminte, fix acolo mă trimit ăștia. Să dea dracii. Să iau vagon de acolo și să vin cu el spre firmă și o să mă opresc pe undeva pe A1. Că în altă parte nu prea am pe unde. Să sperăm că nu vreau. Nu vreau, mai bine prefer să mă trimite la South Hall, să termin mai devreme. Să încep mâine dimineață. Mamă, ce gol e! Păi plec în 20 de minute de aici, coaie. Deci de aici plec fix în 20 de minuțele, să dea draci. Și așa gol cu aici. Să moară, să înțepenească. Așa gol, bă, băiatule. 71. Și eu cu spatele de 3 săptămâni. Mai știu, mă, să o pun la rampă? N-am cum să uiți, asta e ca mersul pe bicicletă. Asta e ca mersul pe bicicletă, nu ai cum să uiți. Nu ai cum să uiți. Este o domnișoară, colegul la care mi-era mie frică de el. Una bucata domnișoară. Ia uite, mă, îmi rupea în gâtul. Băga mea și pula ăla care a lăsat aia acolo. Îmi rupea în gâtul, bă, fix pe ea am căzut. Ba, nu o să intre, trebuie să dăm puțin mai lateral. Trebuie să puțin mai în lateral. Nu, mă, Tesco Dagen am. Ce dracu, sunt chior? Nu știam eu ce vagon să iau. Nu știam eu ce vagonet să iau, mă. Opa, așa. Da, e clar, aici mă descarc în jumătate de oră maxim. În jumătate de oră maxim. Uiteți ce. Ce scârbe de oameni. A aruncat ăsta pe aici. Ăla-i de la, de mirosit în cabină, de spălat, dezinfectant, ăla care și miroase, îmi rupea în gâtul, m-alunecam iar pe el. M-am alunecat ca prostul la Bradford atunci. Intrăm, mă? Așa pare.
Tavos. Uite, și domnișoara a băgat-o repede din prima, pe talent. Stați așa să scriem și noi acelișa. Am ajuns la 16.30 și kilometri 9.3257. 9.3257. Gata. I'll be back. Dragilor, se fini la comedii. Exact ce v-am spus, în jumătate de oră am terminat. În jumătate de oră a terminat băiatul. Bă, și surprinzător ce n-am luat în calcul, mergem în Erith, să încărcăm de la Farndale. Dacă mă țineți la minte, am încărcat o singură dată acolo. Pe asta cică pentru noi. Și aia doar pentru Tesco, mai are cântar și de aia. Da, mergem la Farnel să încărcăm și probabil cu încărcătura asta o să rămânem peste noapte. Eu vreau că e congelat. Și cu siguranță o să rămânem pe undeva pe A1. Sunt curios dacă o să mai am și eu timp. Aș vrea să ajung până la Lidl, la Peterborough. Să mă parchez acolo, că acolo pot să și decuplez vagonul. Și e și destul de safe. Da, să vedem, nu știu, să... Îmi ia cam 40 de minute să ajung la Farndale. Nu e foarte departe de aici, doar că trebuie să traversăm podul. Și ați văzut cum e, de fiecare dată când m-am sănerit, ați văzut ce aglomerație e pe acolo. E bine totuși că avem single, pentru că la întoarcere putem să ieșim direct din intersecția aia. Putem să ieșim prin tunel. Și chiar am impresia că zilele astea partea de tunel cu double decker este închisă pentru niște lucrări și asta însemna să oculez tocmai pe partea cealaltă, că mi se pare că nu fac bandă alternativă pe pod. De fapt nici nu cred că au cum să facă bandă alternativă pe pod, bandă alternativă fac doar prin tuneluri. Dar dacă închid unul, n-ai nicio șansă. Și să sperăm că... Hai și eu, 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 și eu. Sunt două benzi aici, boss, poți să vii pe lângă mine dacă nu știi. Uite, aici se închid. Nu te-a dus cap. Nu te-a dus căpăneaga. Ce să vă fac, bă, dacă nu știți? Ce să vă fac, bă, dacă nu știți? Tocmai de-aia sunt două de acolo, ca să poată să iasă și cineva din căcata aia de stradă. Da, haideți în Erith. Să sperăm că nu o să stăm prea mult pe acolo. Dar trecut am cam stat ceva la încărcare, cred că vreo oră și jumătate, ceva de genul. Oricum e o mizerie de curte. Dacă mai țineți minte, sau nici știu dacă am filmat. Nu mai țin minte dacă am filmat sau nu pe acolo pe momentul, dar e o mizerie. O căcănărie. Una bucată căcănărie. Da. Bine că nu e coada până aici, la Turoc. Fix până aici este coada pe M25 să traversezi podul. Păi n-ai trecut și tu pe un roșu? N-ai trecut și tu pe un roșu? Tu vă în gură la muie. N-ați trecut și voi pe un roșu? Eu m-am oprit să nu blochez intersecția și voi v-ați popintit toți aici. Uite și pe ăsta, băga mea și pula măta să-mi bag. Băga mea și pula măta cu Nissanului morților mătii în gât. Să-ți iau Nissanul în pulă. Mea și pula măta. Toată lumea s-a oprit, ai trecut tu, putu-te în gură la 5 minute după ce s-a făcut verde la mine. Mi-ai pula în rasa ta. Da, băi, coada până aici, bă, băiatule, nu știu ce. Bine, nu știu ce, e vineri, e ora de vârf. Hai, mă, hai, treci. Că nu știu ce o fi pe banda asta și pe altă. Noi am un două duc tot în M25. Fudu-vă în gură când vă încadrați. Dacă nici în țara asta nu mai aveți semne scrise pe sus, pe jos, pe toate alea, duceți-vă în pula mea în România, că nu găsești un semn. Nu știu unde să te bagi.
O, viață, viață și iar viață. Bă, plec, o să facem mai mult de jumătate de oră până la Farndale. Dar asta e, n-avem ce să facem. N-avem ce să ocolim, nu nimic, ăsta e traseu, trebuie să traversăm podul. Traversăm și ieșim imediat. Probabil o să mai fie aglomerație și pe acolo prin Neait, că e toată zona industrială de acolo, Belvedere, toată lumea intră, iese de la muncă la ora asta. Cred că o să fie haos și pe acolo. Băi, frații mei peloponezi, am ajuns în mizeria asta de curte. O să băgăm între ăștia doi de aici. Și probabil o să băgăm de pe partea stângă. Nu prea am cum altcumva. Hai să deschid și eu ușile. Bă, super aglomerat până aici, asta m-a rămas. Dacă nu, super mega aglomerat. Și M25-ul și prin oraș, prin Erit. Așa. Așa și iar așa. Trebuie să încerc destul de mult încolo. Urât e aici, mai ales aici când bagi cu double decker-ul ca să ieși. Ia draci. După cum vedeți, e lipidă perete double decker-ul. Ia să vedem cum intrăm noi. Acilișa e pe stânga. Să vedem cum intrăm noi acilișa. Să vedem dacă ne ducem bine, în primul rând. Nu ne ducem bine deloc. Trebuie să ne ducem mai în față. Trebuie să ne ducem și mai în față. Cam pe aici. Și trebuie să o rupem destul de mult. Problema e aici, să nu dăm în ceva. Aici este marea problemă. Ia să vedem. Să duce bine curul. Aproximativ. Vedem aici. Aici este the big problem. Să nu luăm acareturile ăstora. Ia să vedem. Duce aproximativ. Aproximativ, dar nu prea. Nu-mi place. Uite, ne folosim de ăsta de aici, atunci. Văd eu acum tot prost.
Mergea mea și pula tot prost, dar o să dau așa. Hai că se întoarce. Atât. Hai mă că se întoarce. Puțin în față. Rezolvat-o. Cred. Mamă, că se descurcă băiatul. Cam greuț, dar a mers și după stânga din înghesuiala asta. Colegii nu s-au simțit și să se dea jos să mă ajute. Așa că ne ajutăm singuri. Cum putem? Ne ajutăm singuri. În viață te ajut singur. Perfect. Boss. Revenim după ce termină așa să o încarce, duce și noi cheile și I'll be back. Frații mei peloponezi, după 3 ore am plecat și noi, bă, de la ăștia. Este 9 și jumătate, să moară moasa, pe la 9 și un sfert am plecat de la ei. Să-mi bat până când am stat de m-a luat și știți câți paleți am luat? Fix 9 paleți, mă, în 3 ore și un pic, 3 ore și un sfert, 9 paleți. Băga mea și mâna în sân la coaie. Ai, ce să facem? Hai, boșii mei, merge și voi. Merge și voi, morții vii. Ia uite-l coaie cum merge. Mâncați și pula ta, n-am nici cum să-i depășesc. Mamă! 35 de mile, bă, mâncava și pula voastră, uitați-vă la ei. 35 de mile, bă, băiatule. Maica mea, mamă. Uite, bă, frate, au limită 50 și ei merg cu 35 de mile, bă, băiatule. 60 de kilometri pe oră. Uf, viața mea, viață. Taci ca ăla. S-au dus la 40, că aici e vale. Aici e vale, s-au dus la 40, mâncați. Țineți-vă bine că îi ia radarul pe ăștia doi. Mi-ești pula Mercedes-ul morților, mătii. Dă-i în frâne, dă-i. Dă-i futu-s frâna, mătii, și cu morții tăi în gât. Bă, pe ce planetă ori trăi, bă, oamenii ăștia? Ia uite-l coaie. Bă, dacă mi-ai putea explica și mie motivul acelei frâne. Bă, cum îi scoate, mă, mie Dumnezeu pe ăștia în cale, mă? A? Ia uite și tu, 40 de mile. Ca ție-și pula ta. Mâncați-și pula ta, Doamne. Și în ultima săptămână a mea tot pe drumul să mă enervez. Ia uite-i coaie. Hai te pula, bă, băgava-și pula în inimă. Să vă bag pula în inimă. Trebuie să-ți dau flash-uri ca să mergi, băga mea, și pula măta și în morții tăi. Că nu pot să vă depășesc, că v-aș depăși, băgava-și pula în inimă. Dai din mână să mă mut.
Că dea-ți-ar mâna aia cu care dai. Mi-ești pula măta și morții voștri de lepre. Acum accelerez. Care pula mea era diferența acolo și aici? Că e aceeași limită de viteză. E aceeași limită de 50 de mile până intri pe M25. Băga mea ești pula măta. Băga mea ești pula măta și în rasa morților mătii în gât. Accelerezi. Care o fi rostul? Nu știu. Acolo nu puteai să mergi cu 50 de mile. Acolo era măta. Băga mea și pula morții voștri să-mi bag. Că voi m-ați îmbolnăvit. Ia uite-l coaie, mâncați aici pula ta. Băga mea și pula morții tăi să-mi bag. Băga mea și pula morții tăi să-mi bag. Să-mi bag pula morții tăi și în toată familia ta. Băga mea și pula măta. Nu te claxonam, bă, pe tine. Îl claxonam pe ăla din spate, nu pe tine. Futu-vă în gură care mergeți ca morții. Mergeți în pula mea ca morții degeaba pe șoselele astea. Fix degeaba mergeți. Mi-ești pula să-mi bag. Na, acum depășești. Ah, viața mea, viață. Viața mea, viață. Să mă întrebați de ce mă las de meseria asta. Uite, de ăștia, bă, nu mai pot. Ăștia m-au îmbolnăvit, ăștia m-au adus. Uite-te și tu cum merg. Uite și tu, prima bandă liberă, uitați-vă cum sunt. Uitați-vă cum stau ca proști. Bă, ca proști, ca bătuți în cap. Uf. Da. Băi, ce să zic, mergem, ne parcăm pe A1 la un parcare la Lidl și o să pornesc de dimineață. Ăsta mi-arată că ajung cam pe la 11:30, mă decuplez, mă parchez și mâine încep și eu mai devreme, încep după, fix după 9 ore, încep și eu la cât, la 8:30 și de acolo mai avem cam aproape 3 ore, așa, 2:30, 2:45. Până în firmă. Deci pe la un 11:30, să zicem, ajungem și noi în firmă. Probabil or să-mi dea după aia alt job. Da, cam asta a fost prima zi. Păi da, e 11 închis între 8 și 10. Băga mea ești pula să-mi bag. Băga mea ești pula să-mi bag în babau. Să-mi bag pula în babau. Să mă duc în față pe A1. Nici nu știu pe unde dracu să mă duc. Bă, puteam să jur că îl găsesc închis. Bă, puteam să jur să-mi bag pula în el de E11. Să-l iau un pulă pe E11. Deci să schimbă planul meu de a începe mai devreme, pentru că probabil o să ajung mai târziu. Dacă m-aș duce să merg pe, să mă duc pe M25, să intru pe A1, să merg până la Peterborough, la fel aș pierde ceva timp, cred că ocolez vreo jumătate de oră, 40 de minute. Dacă e să mă duc pe aici, pe devierea dintre zi, de la 8 la 10, mă bagă până toate coclaurile posibile și imposibile, ca să ies în apă aici pe. Nu știu, o să vă mă gândesc. Băga mea ești pula în M11. Uite-te și tu, bă, nu merge nimeni pe prima bandă. Bă, uitați-vă, mă, la ei cum stau pe toate benzile, numai pe prima bandă nimeni, bă, cu aia. Nu-i înțeleg. Doamne, dacă aș putea să-i înțeleg pe ăștia. Uite-te și tu, ăsta depășește pe toți pe banda asta. Și după aia fac pare că o să bagă pe prima bandă să duce în fața tuturor. Da, bă, pe prima bandă. Uite, exact ce v-am spus, uite. S-a mutat pe prima bandă și ia pe toți. Doamne, ce oameni retarzi, doamne, ce oameni retarzi. Ne vedem mâine. Maniano. Hablamos mañana. Hai că mai revenim aici cu ceva. Nu știam ce blochează M25-ul. Dar nu știu ce escortează ăștia.
rachete, ce pula mai escortați cu aia? Da, așa să facem loc și mai mult. Să nu zic ăștia ceva. Odita-i răgălia. Nu știu cât a... Un tub, ceva, pula mea, țeavă, dragi, laci, maci. Mamă, cât a... Cât a viermele. Haide, boss, dă-i bătaie că... Am pierdut 10 minute după ăștia. Am pierdut 10 minute după ăștia. Aolea. Frații mei peloponezi, welcome în ziua a doua de muncă. Welcome în ziua a doua de muncă, este 1:30 și noi am făcut până acum în felul următor. Am început la ora 9, pe la 11:30 am ajuns în firmă și pe la 12 și ceva am reușit și noi să plecăm din firmă, pentru că a trebuit să aștept un vagon să ajungă din Scoția. Și avem două descărcări. Prima la care ajungem acum în 2 minute, în 3 minute la Tesco Doncaster. Iar a doua pe undeva prin Malton. Nu știu dacă mai fost acolo prin Malton, nu mi-aduc aminte după numele firmei. Încă nu am băgat adresa să văd exact unde este. Dar avem de lăsat și acolo 4 paleți de legume. Vagonul ăsta evident vine din Scoția de la zi, de la Cupar, de unde încărcăm legume. Și avem de lăsat aici la Doncaster parcă 19 paleți, parcă ceva de genul. Da, 19 paleți aici și 4 în Malton la Olive Catering. Nu mi-aduc aminte să fi fost acolo sau nu știu. Nu țin minte numele, sau poate fi sub o fi și un alt nume la firmă și în acte să fie alt nume, habar n-am. O să vedem după ce plecăm de aici. Pentru că și aici evident suntem în întârziere. Trebuia să fim la ora 12 aici, eu la 12 și ceva am plecat din firmă. De fapt cam pe la 12:30. Că până aici faci cam 50 de minute, o oră. Doncaster. Hai boșii mei, mergeți și voi boșii mei. Boșii chiparoșii. Meș, pula în duba ta. Să-mi bag pula în duba ta și în măta. Morții vii. Da, bă, am dormit destul de bine acolo la Lidl. Nu m-a deranjat nimeni, doar că de dimineață când m-am trezit mă blocase cineva, era unul cu o dubă. Am stat vreo 5 minute după acolo, am văzut că nu e și m-am dus la zi, la poarta acolo, la gatehouse la Lidl și le-am spus. Și mi-au spus că nu știu nici ei cine este, că e posibil totuși să fie cineva de la zi, de ăștia care repară camioane. Și într-adevăr era pe acolo, doar că nu l-am văzut. Repara la un camion, în parcare, la un lituanian sau nu știu ce naiba era ăla. Și am explicat că am dormit acolo și că să-și mute și el duba. Ai nicio problemă. Mă speriasem prima oară, mă gândeam, bă, ce dracu, au venit ăștia, au parcat duba aici să mă blocheze. Zic, nu e prima dată când vin aici și decuplez și mă parchez în altă parte cu capul tractor. Nu am ocupat un loc de parcare întreg. M-am băgat undeva unde nu mai sunt delimitate locurile de parcare și am zis, bă, pula mea, n-am încurcat pe nimeni, adică nu văd rostul să mă blocheze, știi? Și omul a zis că, domne, am văzut că dorme acolo și am zis că vrei să te trezești, că o să o mut, tocmai ca să nu blocheze nici în un alt loc de parcare acolo pentru camioane. Și am venit destul de ok de acolo până în firmă. Destul de liber pe șosea. Am au-
auzit la radio că vin iar ploi de alea multe, cu nisori, cu draci, cu laci, cu maci, toate alea, în weekendul ăsta, așa. În weekendul ăsta fix așa. Bă, că până acum a fost soare, doar că s-a început să se întunece așa dintr-o dată și a început să bate iarăși vântul foarte tare. Repede, 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 repede. Oh, dacă nu au apărut aici niște cratere și pe strada asta. Ia să vedem dacă îmi dau ăștia rampă. Mamă, cât a craterul s-a făcut aici. Intrăm și noi mai așa, să le evităm. Să vedem dacă ne dau ăștia direct rampă. Normal, nu cred că sunt ăștia foarte aglomerați acum. Da. Na, cine știe. Cine știe, cine știe. Și ieri am ajuns cu întârziere, mi-a dat o rampă, nu era nici dracu, acum aici probabil la fel, nu e nici dracu. Oricum, după ce ieșim de aici trebuie să facem o pauză până să ajungem la Malton. La Malton la ce oră sunt programat? La 4. Așa și așa. Nu cred că facem mai mult de o oră până la Malton. O, nu e chiar foarte aglomerat. De obicei aici e plin. Și în partea cealaltă unde bag eu la rampă la fel este plin, dar parcă este destul de lejer. 63. Dar așa, să ne băgăm și noi mai pe aici așa. 63. E aia de double decker cumva? Da. Deci m-au băgat ei la rampă de double decker? I don't know. I don't know. I don't know. Dacă așa au spus băieții, așa băgăm. M-am dus cam prost, dar o reglăm după aia. Mai am timp să întorc? A trebuit să mai am. Hai de mă, că am mers. Da, bă, știu. Dar vreau să o îndrept. După aia deschidem și ușile. Aia deschidem și ușile. Haide. Am vrut să îndrept. Să deschidem și noi ușile. Ooh.
Legume, legume. Poftiți la legume. Legume, legume. Poftiți la legume. Mamă, ce-i dă cuvântul ăsta. La 13:30 jumate și kilometri 93755. Ia stai mă să văd eu unde sunt ăștia din Malton. Și avem așa YO 179HG Westfield Way. Asta am dat altă adresă aici, am dat Hugen Way. Ok. Vedem acum. Hai boss, dar vreau să văd unde ești. Oho, York. Ia stai să văd. Ia 64. Ok. Aici nu se trece. Hugen Ways, uite, aici mi-arată că ar trebui să fie. Asta mă duce aici. Deci pe adresa asta mi-arată așa. Asta de aici. Și mergem pe asta. Ok. Ok, și cât facem până acolo? O oră jumate, 110 km, mamă, așa departe, mă? Așa departe. Hai, acolo mergem. Revin după ce plec la aștept. Frații mei peloponezi, adică că am ajuns și la Malton. Băi, m-am uitat un pic pe Google Maps la locația de aici și aparent e salvată. Deci, am mai fost. Dar să moară măsă dacă mi-aduc vreun pic aminte. Deci nu mi-aduc aminte să fi fost aici cu RB sub nici o formă mică, 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 nu mi-aduc aminte. Acum am dau bă seama, deci fii atent, aici știți cu ce am venit eu aici? Cred că am fost printre primele mele joburi pentru Turners. Acum mi-am adus aminte, bă băiatule. Deci fix acum mi-am adus aminte, am venit cu niște cartofi sau nu mai știu cu ce dracu am venit. Deci tot cu legume, cu ceva. Și cred că acolo unde am, unde v-am arătat eu că de fapt mă băgat pe altă stradă și ăștia se numesc... De fapt, pe adresă e altă stradă, aia mi se pare că era intrarea, frate, acolo. Că veneau, ții minte, erau unii, veneau cu porci și cu viței
E o de-asta mare de prelucrare de mâncare, 100%. Acum mi-am adus, bă, aminte. Deci acum mi-am adus aminte. Da, mă, am mai fost aici, dar o singură dată am fost. Eu de obicei am obiceiul ăsta, când mă duc pe undeva și știu că nu am mai fost, le salvez în Google Maps. Cu o steluță. Mamă, ce bate vântul aici, să moară Jaxana. Păi ești prost, în halul ăsta bate vântul, mă. Mă ia pe sus. Mă întorc gol de aici, ce dracu fac? Ba, a început să se facă și foarte frig, sunt deja 5 grade, 6 grade. Și cred că o dă pe ninsoare, cât de curând. De fapt, ăștia arată de luni, de fapt. O să înceapă să ningă. De luni. Ia să vedem noi acilișa. Da, mă, și în față e interzis camioane. Și aici e Norton Grove Industrial Estate, la stânga. Caro Foods, da, mă, Caro, mă. Dar am fost aici cu aia de la Turners. N-am fost cu Ridbord niciodată. Caro Foods, evident, dacă mai țineți minte din vloguri, mai sunt aia în hul. Le bagi cu spatele din strada aia unde sunt mașini parcate. Deci, da, procesatori de mâncare sunt ăștia. Sunt curios dacă tot pe poarta aia trebuie să intru, că știu că au mai multe căi de acces. Vedem acum, poate sunt ceva indicatoare. Deci adresa mea este pe strada, deci asta e principală, pe strada de acolo din față e adresa mea. Adică pe aici. Caro. Asta e, așa, să vedem aici. Reception, livestock deliveries. Vedeți, livestock deliveries. Ok, dăm înainte. Îi dăm înainte. Dacă așa spune ăsta. Eu nu am livestock, dar data trecută știu că acolo am venit și am avut tot legume. Fix tot legume am avut. Au, ce scaniblan aici. Poartă fermecată, uite aici. Poarta asta care este închisă. Poarta asta care este închisă. Și unde mă duc eu? Unde mă duc eu acum? Văd că e acolo ghereta aia. Ți-mi minte că și atunci tot la ghereta aia am fost. Și m-am băgat la o rampă de aici, de pe colțul ăsta. Dar atunci erau porțile deschise, acum nu e nici dracu. Mă duc să văd până acolo. Și dacă nu, îi sunt pe ăștia în firmă. Dar aici nu se mai poate intra, că e sat. Doar acolo probabil să poți să dai cu spatele să întorci. Sau dacă nu, dăm cu spatele pe toată strada, dar... Normal aici ar trebui să fie, dar nu e nimeni acolo la... Ca și carabeta aia să mă vadă. Să-i dau mielul să mi-l roadă. Băi, e ciudat, i-am sunat pe ăștia în firmă. Au zis și ei că, domne, că e destul de ciudat că nu-i nimeni aici. Dar morții măsii, n-am ce să fac. Uitați-vă și voi, deci nu e absolut nimeni. M-am uitat pe o parte, pe alta, pe acolo, nimic. Aici mai scrie și în română, nu știu dacă se focalizează. Scrie să conduceți cu atenție. Evident în poloneză și în engleză. Dar
ce pot să fac mai mult de atât? Spuneți-mi voi mie ce aș putea eu să fac mai mult de atât. I-am sunat pe ăștia, aștept să sune și ei să vadă dacă rezolvă ceva. Până atunci așteptăm aici. Am zis-o de strada aia de acolo. De strada aia că pot să întorc, dar n-am cum să întorc acolo. Deci dacă e să plec de aici, va trebui să dau cu spatele pe toată porțiunea asta de stradă pe unde am venit. Și ieșind S așa frumos ca să fie treabă. Dar aia ne descurcăm. Da, aștept să mă sune ăștia și după aia revin și vă spun ce am făcut. Da, ce să zic, aștept de 20 de minute să mă sune ăștia la birou în 5 minute. Nu sună ăștia sub nicio formă. Ia să facem, să vedem dacă ne putem întoarce aici în văgăuna asta mică. Dăm cu spatele puțin. Cât să ne întoarcem, uite, să mă folosesc de bordura asta. Da, dar nu cred că am nicio șansă să o întorc aici. Dacă mai zice puțin cu spatele. No. Nu cred că merge și nu are rost să mă chinui. Așa că facem cale întoarsă cu spatele. Facem cale întoarsă cu spatele. Să sperăm că nu vine cineva, pentru că e și destul de îngustă strada. Și fiind S-ul ăla pe care trebuie să-l fac, o să am nevoie de toată strada. Uf, nu știu de ce am impresia că o să mă duc înapoi în firmă cu livrarea asta. Nu știu de ce am impresia asta. Cred că de-aia au și vrut ăștia livrare până în ora 4. Probabil până atunci aveau staff până ora 4. Aici începe S-ul ăsta, S-ul vieții. Latură. Scăpat de prima latură, hai și cu a doua. Mergem pe toată strada de parcă ar fi a mea. Încerc să mă duc, poate în partea asta, o fi intrare pe aici. Dar mi-e greu să cred. Ia vedeți că sună ăștia. Johnny? Yep. Adrian, have you had any luck? Sorry? Have you had any no. luck finding anybody or not? No, not yet. Right, mate. Can you just go to ProPack? We'll bring those pallets back here. Okay. So load the trailer out of ProPack and then bring the trailer back here. We'll have to try again tomorrow. Oh. And somebody else will, okay? Okay, don't worry. All right, mate. Cheers, bye-bye. Thank you, bye. Da, ce vă ziceam? Fix ce vă ziceam. Fix ce vă ziceam. Și
Mergem la ProPack să încărcăm și poate dormim acasă, nu? Dracu-i strada aia, mă, nene, că n-o mai văd. Bă, dar să n-am eu nici măcar o intrare, să dau și eu cu spatele, să fac o manevră, să fac o ceva, nimic. Nimic, 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 nimic. Ce mai văd acum, boss, că nu mai văd nimic să mă rămasă, dacă mai văd ceva în spate. Ia stai să văd eu ce și cum. Aha. E strada fix aici. Ia să vedem. Au. Dacă putem să ne băgăm noi direct după partea asta. Dar nu cred. Dă-o cu spatele aici, n-am nicio șansă și ăsta e mic. Și locul ăsta este la fel de mic. E tot închis, mă, nu e nimic deschis. E tot închis, închis, închis. Uite așa și băgăm și noi pe strada asta. Uite așa. Spatele, de pe partea noastră. Dacă nimeni nu vine nici dracu. Lateral să bag adresa pentru ProPack. Sunt aproape aici, dar nu știu exact pe ce ieșire se ies din A64 ca să ajung la ei. Încărcăm la ProPack, avem toate șansele să probabil să rămânem acasă în seara asta și să încep mâine mai devreme, eu știu. Mamă, ce tare bate căcatul ăsta de telefon. Da, râbu și livrele lor. Că să fă, n-ai că să fă. Ai. Ha.
Haideți la ProPack. Hai că am luat-o după ăsta, după GPS-ul. Și văd că m-a scos după A64, dar acum am dat seama de ce m-a scos, pentru că nu aveam cum să ies de pe A64 direct în zi, direct în ieșirea în care trebuia mie, pentru că trebuia să vin după sensul celălalt de A64. Și văd că m-a băgat pe aici, prin Malton. Văd că e așa, un drum destul de principal. Nu, doar că e destul de îngust, așa că e prin oraș. Destul de drăguț Maltonul ăsta. Mi se pare drăguțel așa. Mi se pare destul de drăguțel. Gen, asta e strada principală și este în A64. Nu înțeleg de ce n-are ieșire și din A64 după sensul meu să intri în el. Asta e ciudat. Bus amândoi? Avem. Stai că trebuie să ne oprim după ăștia aici. Hai bosicii. Ați venit cu taxiul la pub? Vă jos nu veneați și chemați taxiul când plecați. Și aici la ProPack, la ăștia, e o curte, nu știu dacă am filmat vreodată la ei. Tot așa, o mizerie, o rampă de asta destul de îngustă, de fapt nici nu poți să dai jos din camion. Vine la ăștia cheile pe la geam. Și tot așa, o curte de asta înghesuită. Unde duceți, dragă, la pub, să beți? Eu stau și muncesc ca prost. Eu stau și muncesc ca prostălău. Și voi vă plimbați. Dar o să vină și vremea mea. Nu vă las așa. Bă, să fiu sincer, aș prefera să mai fie cineva acolo, ca să mai treacă timpul, să mai fac și o ore. Că sunt 100% convins că nu o să mai fac altceva după aia. Sau eu știu, să ajung în firmă, să-mi dea vreun vagon cu descărcare pentru mâine dimineață. Eu știu. Oh. Nu pe asta. Pe următoarea. E o reprezentanță Volvo. De mașini, de camioane. Aici pe stradă. Aha. Aici și așa. Da, eu de obicei venim din partea aia. De pe A64. Boss, te puteai duce și tu mai în față, că vedeai că intru cu camionul. Uite, n-am loc. Băga-mea și pula în tine, că nu vine nimeni, bă, după mine. Mamă, cât de prost e, bă, băiatule. Bă, cât de prost e, bă, băiatule. Aha, uite, la fix, mai vine cineva. De fapt, a mai intrat cineva. Ia, stai să vedem dacă avem loc să intrăm. Oho, câtă lume e aici, așa. Deci e unul în rampă, un culina așteaptă ăla și după aia eu. Deci, va trebui să ne băgăm și noi undeva să așteptăm. Două secundele. Trebuie să ne băgăm și noi, uite, cât mai așa. Chiar dacă sunt două dungi galbene, dar nu avem unde să ne parcăm în spatele colegului. Și ne băgăm, uite aici. Uite aici așa și ne punem și noi avariile și așteptăm să intre cu Lina, să se mute colegul mai în față și după aia ne băgăm și noi după el. Așa că avem de așteptat aici. Ne uităm la Volvo. Băi, știi cum e vorba aia. Planul de acasă nu prea se potrivește cu ce găsești în târg. Să-mi bag pula în ăștia de la birou. Să-mi bag pula în ăștia de la birou.
Aoleo, Doamne, mă doare capul iar. Doamne, mă doare capul iar cu ăștia, n-ai cum. Nu re... Bă, trebuie să fie săptămâna asta, trebuie așa să fie, de ținut minte, că altfel n-ai cum să o faci. Este 23 și 34 de minute. Am încărcat la ProPack, m-am dus în firmă, evident, cu gândul, bă, rămân acasă, am la 10 jumate în firmă. Și zic, aia, mă duc acasă, zi, mă duc în firmă, las vagonul și mă duc acasă. Deja am făceam planul, am vorbit cu nevastă, mi-a vezi că vin acasă, las eu ușa deschisă, nu știu ce, că să-mi iau haine, să mi le pregătisem să mă duc, să, na, să-mi fac baie. Ajung în firmă, când intru pe poartă, mă sună ăștia, că Adrian să vii până în sus, când, după ce lași vagonul. Și zic, băga mea și pula, au găsit ei ceva, deci gata, na, nu există. Mă duc sus, că ia repede un vagon gol și uite la Stokesley și zic, păi n-am timp să mai fac nimic, nu contează, trebuie doar să fie acolo de dimineață. Bă, și mă apuc să caut un vagon gol pentru toată curtea și nu găseam niciun vagon gol. Aveam nervi că nu găseam nici vagon, dar mă gândeam, bă, e mai bine că nu găsesc vagon, că rămân în firmă, că n-am ce să fac și plec de dimineață dacă e. Și uitați-vă cum se mișcă cabine de la vânt. Nu știu dacă s-a văzut pe filmare cum face. Deci bate un vânt de tăia pe sus. Da, și zic, bă, nu găsesc niciun fel de zi de vagon gol, ce fac? Mă parchez în firmă și vin mâine dimineață sus, îmi dați al job? Și face, nu, vin acum sus că ți-am găsit job. Zic, ce pula mea job mi-a găsit, frate, unde mai plec eu acum? Mai aveam gen o oră de program. Zic, n-am unde să mai plec, doar să-mi dea ceva să plec în nord ca să am unde să mă parchez, că pe sud n-am unde să mă parchez și le spuneam, dacă era job spre sud, le spuneam, bă, ok, mi-l dați din seara asta, dar nu plec, plec mâine dimineață. Și ce credeți că mi-a dat? Fix tot la Stokesley să mă duc, evident, doar că mi-a dat un vagon încărcat, vagonul l-am lăsat acum în față, l-am decuplat, sunt doar cu capul tractor parcat ca să nu-mi bârie la în cap toată noaptea. Și evident, e descărcare, de fapt, e programat pentru mâine dimineața la ora 7. Eu oricum încep la 9, deci probabil pe la 9:30 ajung la ei. Doar am ieșit pe la 19 și m-am parcat imediat în prima parcare. Și atât. N-am, deci... Nu știu, asta e povestea vieții mele. Asta e povestea vieții mele și sper să scap de ea. Sper să scap de ea și sper să scap de toate chestiile astea care nu le pot controla eu sub nicio formă. Sper să scap de ele. Băi, gata, vă las eu că sunt destul de obosit. 14:30 îmi ajunge. Vedem ce ne mai rezervă și ziua de mâine. Mâine este duminică. Sper să fie mai lejer. Oricum, de dimineață mă duc la Stokesley. O să las vagonul ăsta, o să iau altul încărcat, o să vin în firmă. Și după aia vedem ce job ne mai dau ăștia. Sper să fie un job mai lung. Adică din să nu mă trimeată la o oră distanță, să mă duc să conduc de nebun, să uit de timp. Gata, ne vedem maniana, tomorrow morning. Pa! De fapt, nu știu ce vă zic, pa, că ne vedem mai încolo.
dimineața. Haideți la Stocksley. Frații mei peloponezi, buenos dimineațos. Băi, tocmai acum plecăm și noi de la Stocksley. N-am stat foarte mult. Bă, mă simt mândru când vin aici. Mă simt mândru pentru că știu că modul ăsta de lucru la Stocksley acum mi se datorează. Mie 100%. Pentru că eu am făcut gură și m-am plâns și am spus că e reclam pentru genul de muncă pe care îl făceam aici. Și acum este totul atât de ușor. Vii, lași vagonul, ți-ai luat talpa, ai plecat. Super lejer, fără stres, fără bătăi de cap, fără să-ți rup cârca, fără să-ți rup spatele, fără să stai să îngheți la minus 20 de grade înăuntru, fără nimic. Și mă simt mândru. Măcar atâta lucru am realizat și eu în anii ăștia. Ceva bun, ceva folositor pentru alții. Da, băi, am terminat aici. Mergem în firmă. Să vedem ce ne mai așteaptă și minunata firmă, ce job îmi pregătesc ăștia. Oricum, cam orice job mi-ar pregăti, spre exemplu, dacă îmi dă ceva spre Londra sau ceva, va trebui să ne oprim să facem și o pauzică. Trebuie să fac și o dușuleț astăzi. Dușulez la poponeț. Op, așa. Și se pare că avem iar parte de soare de la nebun. Nu știu cum dracu fac ăștia cu prognoza asta meteo. Domne, vin ninsori, vin pădrați să ne pieptăne. Dar uite ce e aici de copil la fotbal. Uitați-vă ce e aici de copil la fotbal. Nu știu dacă se vede pe cameră. Dar este fuleanu. Uite, copii mici, 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 mici. Trebuie să se aducă și Eva, cred că marți, la fotbal. Vedeți? De asta au ăștia fotbal. Terenuri, și ăsta e un sat, da? Un sat uitat de lume, în pustietate. Și vedeți tu, terenuri peste tot de fotbal, zeci, sute de copii în fiecare weekend. Oameni care gândesc. Oameni care gândesc. Bă, chiar dacă este soarele ăsta, să știți că este destul de friguleț așa. Sunt vreo 4 grade, mi arată un bord. E destul de friguleț. Dar evident că soarele ăsta mă urmărește peste tot, numai pe mine. Eu sunt singurul năpăstuit. Glumesc și eu ce să fac. Băi, surprins un pic aseară, de fapt, nu că un pic surprins, foarte surprins. Surprins de faptul că foarte multă lume mi-a scris la postarea pe care am făcut-o pe Tracker Boy. Nu e o postare de adio sau ceva, încă nu am în cap făcută, dar probabil o să fac un text ăsta destul de lung să-l postez. Dar am pus așa, pur și simplu, aveam o poză prin telefon și am zis o pun. Și evident cu un mesaj destul de clar că în anul ăsta renunț sau acum renunț la a face meseria asta. Și am primit, nu știu, 10 de mesaje, sunt deja sute de comentarii pe acolo, de fapt sute, nu știu, 100 și ceva de comentarii cât ar fi. Și sunt surprins să văd că totuși multă lume aprecia oarecum ceea ce făceam, mulți îmi înțeleg decizia foarte bine și mi-o susțin, alții nu înțeleg deloc și nici nu o susțin. N-am cum să mă supăr pe ei sau cine știe ce, până la urmă este decizia mea, doar eu știu dacă e bine sau nu. De fapt, nici eu nu știu dacă e bine sau nu, o să văd dacă o să fie bine sau nu. Important e că am avut curajul să fac pasul ăsta și sper și eu să-mi fie bine în continuare. Evident, dacă nu o să meargă ceea ce mi-am propus, recte atelierul de detailing, mă pot întoarce oricând la meseria asta, nu mi-o ia nimeni, nu înseamnă că mi-am ars permisul sau cine știe ce, mă pot întoarce oricând. Poate o să-mi treacă toți piticii ăștia de pe creier până atunci, poate o să găsesc înapoi satisfacție în ceea ce fac sau în meseria asta, că până la urmă am renunțat sau renunț tocmai pentru că nu mai mă satisface nimic. Nici dacă mi-ai da bani, nici dacă aș munci mai puțin, nici nimic.
simt nevoia neapărat de o schimbare și mi se pare că ăsta este lucrul pe care trebuie să-l schimb. Până la urmă nu stau să mă justific în fața nimănui, asta este cel mai important, nu trebuie să dau justificare nimănui, este doar fix ceea ce simt. Iar motivele care m-au împins până aici, probabil vi le-ați dat și voi seama din toți anii ăștia în care am tot filmat și am tot povestit și tot m-ați văzut cum muncesc, cât muncesc, cât de mult mă consum, cât mă enervez, cât mă stresez, nu știu, lucrurile cărora le simt lipsa, gen timpul liber, gen, nu știu, călătorii, excursii, dragi, toate astea. Am încercat un fel și chip să le, nu știu, să le împac pe toate, ca să zic așa. Și este super clar și super evident că făcând meseria asta nu ai cum, adică este imposibil. Este absolut imposibil. Aș mai pune aici un factor în decizia mea, nu știu dacă este foarte important sau nu. Probabil, sunt conștient că probabil și locul de muncă m-a făcut să devin așa dintr-o dată foarte împotriva acestei meserii. Munca aici la Râmbu, pentru că ați văzut-o de-a lungul anilor cu el. E o zi bine, 7 rele sau tot așa. Și mulți au zis, domne, că pe tine te-a făcut să renunți doar că ai muncit la Râmbu, trebuia să schimbi firma. Bă, am tot încercat de-a lungul timpului să schimb. Din păcate, pentru mine, zona nu mă avantajează deloc. Iar mulți mi-au spus, domne, de ce nu te muți din zonă? Bă, nu mă mut din zonă pentru că pur și simplu suntem îndrăgostiți de zona asta, da? Ne place foarte mult faptul că și copilul s-a acomodat aici foarte bine și a făcut prieteni la școală. Noi, oarecum, la fel, să spunem că poate suntem puțin legați de faptul că suntem aici cu sora soției și cu cumnatul meu. Bine, nu ne leagă nimic decât faptul că suntem aici, atâta tot, nu locuim în aceeași casă sau cine știe ce, dar ne și place locul foarte mult, este mult prea liniștit pentru cum văd unii Anglia, mult prea curat, mult prea civilizat, mult prea nu știu cum. Iar chestia asta nu știu dacă aș găsi-o în oricare altă parte, unde m-aș muta doar pentru a avea mai multe oportunități pentru un job. Am zis, ok, dacă n-am oportunități, hai să încerc să-mi creez eu o oportunitate. Și având în cap chestia asta cu detailing-ul, na, am zis, bă, hai să încerc. Dacă e să nu meargă, asta e, pierd ceva bănuți, probabil, dar mă pot întoarce oricând la condus. O să o fac cu, nu știu, cu ură, o să o fac cu dușmănie sau nu știu cum să zic, nu o să o fac cu plăcere dacă m-aș întoarce înapoi la șoferie, asta mă refer în scurt timp, în câteva luni, e clar că nu m-aș întoarce cu aceeași tragere de inimă, dar na, măcar până la urmă o să-mi asigure un venit pentru mine și pentru familia mea, pentru că na, oricât ar spune unii, sunt importanti și banii în viața asta, până la urmă nu supraviețuim cu, nu știu, cu înțelegere, iubire, râsete și nu știu ce. La urmă ne trebuiesc și bani, da, pentru a ne acoperi nevoile. Și am oricând chestia asta de backup. Așa că, nu știu, nu mai îmi spuneți sau nu mai îmi zice, domne, că n-o să merg, o să te întorci înapoi într-o lună, într-o două, în trei sau nu știu cât. Lăsați-mă să încerc. Poate îmi găsesc menirea făcând detailing auto, habar n-am, da? Nu pot să zic că, domne, am experiență, nu, am 3 cursuri la activ și faptul că îmi place mie sau îmi face mie plăcere să îmi curăț mașina mereu și să o fac puțin altfel decât o face un om obișnuit într-o zi obișnuită. Evident, este un business care îți poate aduce bani, depinde doar de tine. Depinde cum te promovezi, depinde cum muncești, depinde de ce prețuri ai, depinde de cum te recomandă lumea, cum înțelege lumea ceea ce faci.
mașina. Eu sper să fie ok, sper să fie bine. Iau un calcul și faptul că e posibil să nu meargă sau e posibil să nu meargă atât de repede pe cât mi-aș fi imaginat eu. Încă nu am un plan bine pus la punct, domne. O să încep să fac bani în 2 luni, în 3 luni, în 5 luni. Nu le iau ca atare. Sper să mă descurc în perioada în care vine cu absolut tot, cu banii și cu toate astea, pentru că evident până când o să dau drumul la treabă, nu înseamnă că îi dau drumul la treabă într-o săptămână, două, va dura ceva timp până voi amenaja și cu garajul și cu absolut tot ce îmi trebuie acolo. Posibil o să dureze cam o lună, două, poate chiar 3 luni de zile până când o să pot să dau drumul la treabă. În timpul ăsta, evident că va trebui să îmi plătesc aceleași cheltuieli pe care le am lună de lună și sper să mă descurc cu chestia asta. În schimb, am lăsat o ușă deschisă și un loc de backup în cazul în care nu reușesc să mă descurc. Am vorbit la agenție, pot să-i sun oricând să-mi dea de muncă de pe zi pe alta, gen la RB, ori tramping, ori chiar și tură de zi pentru 2-3 zile. Eu vă spun sincer că dacă eu muncesc 3 zile pe săptămână la Ridboardal, îmi acopăr cheltuielile lunare cu absolut tot. Deci doar 3 zile pe săptămână. Dar restul ar fi, să spunem, în plus. În plus de asta mai avem și salariul soției. Și tocmai de asta am zis, bă, hai că e ok, avem de backup ceva. Până la urmă, dacă nu mă descurc cu banii, v-am spus, pot suna oricând să vin la muncă pentru 2-3 zile pe săptămână, ceea ce v-am spus să-mi acopere cheltuielile mele lunare. Frații mei peloponezi, iată că s-a făcut și noapte afară, întuneric. Băi, frații mei peloponezi, tocmai ajuns noi la Peterborough. După ce am ajuns în firmă, m-au potcovit ăștia cu două descărcări. Am fost la Hinckley. Am stat și pe acolo vreo, nu știu, 4-5 de minute, ceva de genul ăsta. Am stat chiar foarte mult. Și acum ajungem la Peterborough. Și culmea, ajungem și la timp. La Hinckley a fost în întârziere cu o oră și un sfert, o oră jumătate, ceva de genul. Dar aici se pare că ajungem la fix la ora 5 pentru descărcare. Avem vreo 12 sau 13 paleți, ceva de genul. Nu cred că stăm foarte mult pe aici. După care posibil să mergem la Partner Logistic în Wisbech. Probabil să încărcăm și după aia, dacă mai avem timp, să luăm așa ușurel spre casă, spre garaj de fapt, nu spre casă, că nu cred că am nicio șansă să ajung acasă. Să vedem dacă îmi dă ăștia rampă. Normal ar trebui să-mi dea rampă. E foarte puțin ori m-au pus în așteptare. Opa așa. Opa așa și iar așa. Rampa
15. Mamă, n-am mai băgat. Știți că în ultimile dăți când am venit aici mereu m-am plâns că m-au trimis tocmai la rampele alea foarte departe. Uite că acum mi-a dat de aia aproape. Înseamnă că le-au schimbat. Înainte era că dacă aveai legume, te băgau la astea foarte aproape. Acum nu am legume și uite că mă bagă la astea foarte aproape. Ai boss că zici că te împinge vântul, așa mergi. Zici că te împinge vântul. Opa, așa și iar așa. Stai să facem și noi aici una în bucata românească. Stai să tragă șantărul ăsta. Hai boss, treci. Sau nu treci? Nu vrei să treci, a? Ok, eu mă oprisem ca să treci, dar dacă nu vrei, nu te oblig. Care n-ai băi, mă, 15? Nici m-am uitat și eu, cred că asta de aici. Asta de lângă ea, asta cât e? 13, 14, 15, da. Întoarcem. Opa. Ia vezi, mă, cum am băgat prost tare rău de tot. Nu că m-am băgat cam prost. Mă duc în ăștia. Mă duc în ăștia. Și am abus. Că n-avem mâinile strâmbe. De ce pui tu, mă, frână? Pe cine ai văzut acolo? Pe măta? Pe madame măta ai văzut-o? Ia uite-l cu aia, îl alătura asta acum. Boss, nu e nimeni pe mașingura ta. Ia uite-l, bă, frate, nu mă lasă să bag la rampă. Ăștia, dar altceva nu pot să-mi dau seama de ce tot frâna el ca nebunul. Uite, ăsta a sărit. Dragilor, am terminat și aici, exact cum v-am spus, este 5 și jumătate, în jumătate de oră, j'ai fini. Surpriza mare este că și că m-au chemat în firmă. Nu mă așteptam la chestia asta. Ce să facem? Mergem în firmă.
mergem în film, oricum cred că o să ne trebuiască o pauză pe drum. O să ajungem pe la 9 și ceva, maxim 10. Și evident că probabil o să începem de dimineață, de acolo din Borough Bridge. Nu prea îmi face plăcere, dar măcar ajung acasă. Sau sper să ajung acasă. Eu știu ce idee le mai vine astăra pe drum. Bine, mă aștept să mă sune să îmi zică să fac, nu știu, vreun schimb de vagon pe undeva sau să încarc. Sunt 100% convins că asta se va întâmpla, dar asta este. Asta este. Asta este. Da, așadar, și prin urmare, cam aici cred că se încheie și ziua de astăzi. Dacă e să mai intervină ceva, mai intervin și eu. Mai intervin și eu. Da, mic update. Mi s-a stricat sirocoul la camion, am schimbat camionul, sunt în firmă și plec spre Manchester. Spre, doamne, spre Skersmore's Day, la probabil o să dorm până undeva pe la Manchester. Asta este micul meu update, că na, nu se putea fără puțin ghinion și tura asta fiind ultima, n-aveai cum să nu se întâmple ceva și n-ai cum. M-am oprit pe A1 când am venit încoace să fac o pauză de 45 minute, că v-am spus că îmi trebuia o pauză. Și na, fiind în frigă, zic, hai să dau drumul la sobă. Dau drumul la sobă, oha. S-a prindea să stingea. Am verificat siguranțele din bord, m-am uitat pe la gurile de aerisire și dacă, după unde trage aia, dacă e totul ok. Pare totul ok, n-am ce să-i fac mai mult. I-am sunat pe ăștia în firmă, mi-au spus, domne, când vii, lași camionul, e altul și aia e, că trebuie să ducă la Volvo, îl repară aia de la Volvo. Nu putem să-l facem noi. Și aia e, este 9:30. Plec și eu ca să am timp să ajung, aș vrea să ajung pe undeva pe la, după M62, la ieșirea, cred că 20, ceva de genul ăla, pe la Rochdale, pe acolo să mă parchez. Așa că nu s-a oprit ăsta. Da, și mi-a cam o oră și un jumate, ceva de genul ăsta. Oricum mai am cam o oră și jumătate de condus maxim, așa că o să fie la zi, cu puțin noroc să ajungem acolo. Gata, ne vedem mâine dimineață, avem descărcare la Skersmore's Day la Asda și vedem după aia ce mai facem. Probabil după aia o să mergem la Leyland, să stăm pe acolo toată ziua sau cine știe ce. Gata, asta fiind spuse, ne vedem maniana. Pa! Bun venit la cafeluța de pe M60. Cafeluța aglomerată. Uitați-vă și voi, fiți atenți aici un pic. Nu știu dacă se vede pe TomTom. Aici am dormit eu, da, pe A627M. Și uitați-vă și voi, tot drumul meu până la ieșirea pe M62 și M6 în partea aia este roșu și portocaliu. Deci am plecat de 45 de minute, m-am oprit și o să-mi iau o cafea și un sandwich. Și numai așa mergem. Bine, e luni dimineață, ce să zic, e ora 9:10, dragi să mă piepte, nu știu ce s-o fi întâmplat de aglomerația asta de pe lume. Că nu arată că e vreun accident sau ceva, doar aglomerație. Doar mega aglomerație. Oh, viața mea, viață. Trebuia să am parte și de asta ca să nu uit cumva. Ca să nu uit cumva. Uite, ești tu. Kilometri întregi, mile întregi. Numai așa a mers. Numai așa a mers, maxim 10-20 de kilometri pe oră. Bă, câte mașini poate să fie, bă, frate, câte camioane, câte... Hai de mama mea! Vai de mama mea! Bine, adevărul, drumul ăsta și fiind legătură între est și vest, mai sunt și așa multe orașe mari unul lângă altul, într-un fel e cam clar, dar parcă prea multe, bă, băiatule. Parcă prea multe. S-a schimbat foarte, foarte mult nivelul de trafic de când am început și până acum. Foarte, foarte mult. Și eu am prins M60 ăsta și când era prin de lucrări. În 2014-2015, cred că până 2016 au terminat. Deci gândiți-vă că de la coborâre de acolo, deci de la Oldham până în față,
până la ieșirea pe M62, numai lucrări. Deci era haos. Haos în fiecare zi. Nu știu dacă ajungem la timp la Scherzmosdale, nici n-am băgat în TomTom să vedem cât facem, dar cu siguranță nu ajung la timp. Ae, ce să facem? Nu este vina mea. Bine, puteam să încep mai devreme astăzi, puteam să încep la 8, dar am zis, bă, hai să încep tot la 9, să-mi păstrez ora, mai dorm și eu mai mult. Între 21 și 20, eu n-am treabă, eu mă duc spre nord, deci ăsta e M6. 20 de minute întârziere între 21 și 20. Eu mă duc spre nord, nu mă duc spre sud. Ia uite-te și uite-l pe la pe a patra bandă. Uitați-vă și voi, vrei să facă neapărat stânga sau aici iese. Da, mă, și-a dat seama că aici iese, mă, uitați-vă și voi. Și-a dat seama aici, bă, în 200 de metri că el iese, mă, mâncaia și pula lui. Eu uite-te și nici acum nu s-a văzut. Și acum se bagă în fața mea. Muie, mă! Ai avut 7 km. Fute-mă și în gura ta. Ia uite-l, coaie, mâncați și pula ta. Tot acolo e, bă, frate. Mă! Bă, ăștia sunt sub orice critică, bă, băiatule. Bă, ai semne de la o milă și ceva, bă. Bă, de la o milă și ceva, mă, mâncați și pula ta. Și tu nu ești în stare, bă, băiatule. Nu ești în stare, bă, să te muți pe benzile pe care trebuie să mergi, bă. Și am văzut că spațiu a avut la mine. Putea să se bage de 700 de ori. Dar el, nema, doarme. Doarme, bă, băiatule, doarme. Frații mei peloponezi, haideți că am venit și noi aici, am așteptat ceva pentru o rampă, până am ajuns foarte târziu, am ajuns la 10.40, deci 10 minute întârziere, e ca și cum n-ai întârziat. Chestia e că așteaptă, sunt două camioane de la noi, al treilea și al patrulea, și acum a băgat încă unul de la noi acolo. Aparent ăștia funcționează doar cu două rampe aici, și noi trebuie să băgăm și noi la 32. Să o bag de aici. Hai să o băgăm de aici. Hai să o băgăm, uite așa. Wow, așa. Nu știu care-i treaba cu ăștia de ăsta așa aglomerează, că de obicei nu prea se întâmplă chestia asta să fie așa super mega aglomerați. Dar cine știe care-i treaba cu ei? Cine știe care este treaba cu ei? Ce lipsea mie o frână. Ce lipsea mie mai multe frâne. Deschidem și ușile. Trebuie să mai deschidem și ușile. Am uitat. Cam atât. Oh, nevastă mea mi-a dat mesaj că la noi ninge. Și aici e mare soare. Și aici e mare soare. Bine, a dat de dimineață și aici câțiva stropi. Hai, mă! Yeah! In Borough Bridge is snowing, I just speak with my wife. In Borough Bridge it's snowing. Yeah, I just speak with my wife and she told me. Okay.
bani în camioane pe gaz. Râbă nu mai a gata. Le dă și palea pe care le mai are, le dă înapoi, mai ține câteva. Boss. Op, așa. Ne vedem când plecăm, probabil o să mergem la Leyland de aici, dar vedem cine mai rezervă și ziua de astăzi. Frații mei peloponezi, am terminat și cu Leyland. V-am spus eu că mă trimit ăștia la Leyland. Este 2:30, am plecat și noi acum 10 minute, un sfert de oră de la Leyland. Și mergem în firmă. Deci probabil o să mai luăm un job după ce ajungem în firmă. Ajungem pe la 4:30-5 în firmă. Evident în funcție de trafic. Uite, avem și o sărăriță în față. Sunt 3 grade, e un soare de behăi. Ăștia la radio spun doar de ninsori și de vreme rea. Mai am astăzi și mâine. Sper să scap. Sper să scap, să nu stau mâine blocat de dimineață pe cine știe unde, ci că din seara asta încep ninsorile, undeva prin nord deja și nins. Hai boss, mai repede, că mă rupe sarea asta. Haide bobo. Da, ăștia ies aici cam de la 4-5 grade, încep și dau cu sare. Indiferent dacă plouă, dacă ninge, dacă pe dracu se-i pieptene, ăștia dau cu sare imediat pe drumuri. Mai ales că aici, na, fiind umiditate destul de mare, e de ajuns să fie 2-3 grade și deja devine totul foarte alunecos. Bine, cred că v-am mai spus asta de-a lungul anilor. Dar am simțit nevoia să o spun și acum. Da, mergem în firmă și probabil ne revedem de acolo, să vedem ce job mai primim. Să sperăm ceva cu descărcare, să nu mai stau să... Descărcare în seara asta mă refer. Să nu mai stau cu vagon după mine să-l decuplez. Aproape în fiecare seară am stat cu vagon sau o singură dată cred că n-am stat în zilele astea. În rest, ca în fiecare seară am stat cu vagon cu frigul după mine. A trebuit să-l decuplez în fiecare seară și nu mai vreau. Frații mei peloponezi, am ajuns și noi în firmă. Este, cât e ceasul? 16:30, au ușit la mine, 14:30, 4:30. 4:30 și ba, am venit surprinzător de bine de la Leyland până acasă, chiar dacă a fost, să spunem, ora aia de aproape vârf, dar chiar s-a mers super ok. Mă așteptam să fie mult mai aglomerat. Și m-au încălțat ăștia cu un Lutterworth pentru 8:30 descărcare în seara asta. Deci normal avem 4 ore să ajungem acolo, noi avem nevoie cam de 2:30 până acolo, ne trebuie și o pauză, deci normal ar trebui să ne încadrăm în timp. Au ce a pus nebun. Ce a pus nebun. Unde lași boss-ul? Lași acolo? Ok. Ok. Bă, cred că când ne oprim o să și mâncăm. Probabil o să mă opresc pe M1 la Udăl, cred. Ia uite, iar camioane noi. Diesel? Da, diesel. Camioane noi din nou. Again. Din nou, again. Cât avem? Am uitat ce trailer avem. 76-2019. 76-2019. Mama, a pus la de iarnă, sunt eu un grad afară, te cași pe tine de frig.
și așa uscat, cred că asta e liniștea dinaintea furtunii. 79-2019 pe aici, na. Mamă, dar ce goală e curtea, coaie. Așa multe trailere sunt plecate, de fapt nici camioane nu prea erau în firmă. Erau vreo 3 camioane la ora asta în firmă venite. 79-2019 sau 76? Bă, nu mai am ținere de minte, 76-2019, deci nu ești tu. 76-2019. Iarăși, bă, ultimul vagon din toată curtea. Iarăși ultimul. 76-2019. Asta ce e? 2018-2022 2021 2017. Becăre, Bodălă, Morții, Măsii. Sau o fi încă pe la vreo rampă pe undeva. 2019, că eu am ăsta prost obicei de a nu mă uita pe la rampe. Da, nu este aici așa. Deci nu este aici așa. Ia să vedem noi la ce rampă a fost. Hai băgămeși. A fost la rampa 34, la stol 3. Hai înapoi băgămeși, mâna în sân la coițe. Bă, dar chiar înseamnă că ăștia sunt foarte ocupați. De fapt, dacă mă ține și până marți, fix acum când m-am gândit și eu să plec, au ei de muncă. Păi v-am spus, o să-i mai păstrez ca backup, dacă o să am nevoie sau ceva, o să mai apelez la ei. Nu e ca și cum nu m-aș mai sui. Bă, dar superb e, bă, apusul ăsta. Superb, astea sunt toate camioanele pe gaz pe care le vor da înapoi. Nu prea le mai folosesc, mai folosesc doar din astea noi. Și am văzut că le folosesc de obicei cam la cursele astea fixe și pentru șoferii de zi, fără să mai implice curse de alea lungi. Să existe riscul să rămână fără gaz. Până la urmă, cred că vor renunța la ele, nu știu ce să zic. Au mai construit naibii și pompa asta de alimentare aici, au băgat ceva bani. Plus că au avut, nu știu, cred că 30-40 câte ar fi fost în flotă. Deci ar trebui să fie cam pe aici. De 6-2019, unde ești, mă, mâncație, să vedu tău? Bă, sunt eu orbete, mă? Nu-i mă aici, mă. Bă, dă-l în morțile de trailer. Ăla nu e. M-a rămas ăla, că înțeleg unde o fi trailerul ăsta. Povestea vieții mele, bă. Bă, povestea vieții mele, mă. Uite-l unde e, mâncația și pe ăla. Ce-o căutam aici? Ce-o căuta, bă, băiatul aici? 76-2019, ăsta este. Ce-i căutam aici, mă, că aici n-am mai pus ăștia trailere de când erau mici. E curtea goală și l-au pus aici. Aici, normal, trebuie să fie locuri pentru ăștia care vin și alimentează cu gaz de la noi ca să își lase vagoanele. După cum vedeți, e și scris pe jos LNG. Așa că nu înțeleg la ce dracu l-a lăsat aici. De nebun la cap. De lene, cred că. De lene, băgamea și pula în șanterii ăștia. Că le e lene. Auto-auto la sărărița, gata, pleacă să dea cu sare.
că mi-am aprins și o lumina. Bine că mi-am aprins și o lumina. Good, 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 good. Mamă, ce noroi pe aici. Ce noroi pe aici. Asta. Ok. Cauciucuri bune. Motorină avem. Ah, bine că te-ai oprit. Bă, ce frigulean e să-mi dau pula. Opa, așa. Mamă, ce trafic o să prind acum pe A1, M18, M1. Job done. Haideți la Luther Wars. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow. Get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky and vibrato. Couple things I show, couple things I don't. I can tell you my problems, I can tell you my sins. I can tell you my problems, I'm uncomfortable in my skin. I'm uncomfortable with my ends, I'm uncomfortable with my friends. I'm uncomfortable with my drinking, I'm uncomfortable with my thinking. I'm uncomfortable with my waist, I'm uncomfortable in this space. Frații mei peloponezi, am ajuns la Lutterworth. Bă, m-a terminat traficul de pe M1, să moară măsă dacă nu. Este ireal, bă, fraților. Ireal câte mașini și câți proști pe drumuri, mâncava și pula voastră. Bă, este ireal. Haide, fata mea, știu că ești grea, dar haide. Danke schön. Bă, nu știu ce dracu mi-ar putea de ăștia de aici. Există și șasea să încarc de aici, să încarc marfă chill pentru Scoția sau pentru Washington. Dar nu știu dacă aș mai avea timp să ajung înapoi în firmă. Am aproape 7 ore de condus. Bine, de aici fac cam 2 ore și jumătate. Deci dacă aș pleca la un maxim 9 de aici, 9 jumate, cam la limită, dar să vedem cât om sta pe aici. De obicei nu prea se stă foarte mult, mai ales dacă ești singur la rampă. Marfa congelată se descarcă aici la rampa 1, 2 și 3. Uite, m-am uitat și eu când am venit să văd dacă e cineva. Pe aici am intrat, dar am dus actele. Se pare că e cineva la 1, un new cold. Așadar, băgăm și noi la 2. Cineva la 1. Avem și noi la 2. Deci noi loc în față. Avem. Ok.
asta Lutelor este primul loc în care am venit descărcat când m-am angajat la Râbu și am băgat la rampa 1. La rampa 1 cu un double decker am venit cu un șofer. Haide mă băgameș. Un șofer care din păcate a murit între timp. Era motociclist și a făcut accident cu motocicleta. Așa, trebuie să vedem și noi ușile. Da, a făcut accident cu motocicleta și a murit. La momentul respectiv avea vreo 11 ani de când lucra pentru Reed Bordal. Mamă, ce frig e viața mea. Și a murit, nu mai știu când, cred că acum 2 ani, un an, 2, n-a murit de mult oricum. Bă, aici parcă trebuie să ridic puțin vagonul. Sunt rampele foarte înalte. Așa ține minte. Haide, boss, urcă. Cam atâta, a? Cam la nivel, este. Gata, lăsăm așa. Mamă, ce alune aici. Frații peloponezi! Băi, am terminat și cu Lutterworth și m-au trimis ăștia unde nu mă așteptam chiar deloc. Băi, mergem tocmai la Bridlington. De fapt, nu mai avem chiar așa mult, chiar dacă e tocmai. Mai avem 36 de mile, vreo 60 de kilometri. Și evident mergem doar prin naționale, prin toate satele pe bezna asta. Dar nu avem ce să facem, asta e traseul. Momentan încă sunt în întârziere cu un minut. Adică trebuie să mai recuperez un minut ca să ajung la timp. O să ajung cam cu 9 ore și vreo 50 de minute de condus. V-am spus, am program până la 12 și TomTom mi-a arătat acum că ajung la 12 și un minut. Deci, normal, ar trebui să recupere ceva, pentru că, după cum vedeți, eu cam zbor pe naționale, nu prea merg cu 50 de mile. Merg cu 90 cât se poate, doar prin localități încetinim. Și se pare că începem ultima zi de trucăreală, o să începem din Bridlington. O să încarc de dimineață sau o să găsesc vreun vagon deja încărcat și doar să-l schimb. De obicei cam așa funcționează treaba pe acolo, ori găsești un vagon încărcat, ori îl încarci tu. Bine, îl încarci, te încarcă ei, dar zic să stai pe acolo la încărcat. După care probabil o să mergem cu el în firmă. Sau eu știu, poate mergem cu el, era livrat pe undeva anume, habar n-am. O să vedem ce și cum mâine dimineață.
nu prea sunt eu fan mers pe naționale noaptea. Da. N-avem ce să facem. Asta e. Bine, totuși că nu e așa circulat naționalul ăsta și poți să mergi cu fază lungă. Ia uite, dă-i boșitul cu scurtă, că am dat și eu. Că nu ne chiorăm unul pe altul degeaba. Așa zic. Așa zic. Da, băi, n-are rost să mai continui astă seară, că n-am ce să mai filmez. Ne vedem mâine dimineață, în ultima zi de trucăreală. Nu mă așteptam să zic asta vreodată, dar uite că a venit. Astăzi, toată ziua, de fapt, cam tot sejurul ăsta, numai cu gândul la asta am fost. Dacă e bine ceea ce fac, dacă nu e bine, dacă dau kicks, dacă mă întorc, nu știu, o să vedem, mai vorbim mâine despre asta. Mai vorbim mâine pe zi. Probabil chiar când plec de aici, că e destul de mișto ne filmat ziua pe naționalele astea pe aici. Să sperăm că nici nu ninge la noapte. Momentan sunt minus 3 grade. Dar văd că cerul, adică văd că pe cer se văd stele, deci poate scăpăm și nu ninge. Poate scăpăm și nu ninge. To the spot.
Frații mei peloponezi, am ajuns în firmă de la Burlington și se pare că cred că agățăm ultimul vagon. Bă, nu știu de ce fac totul să pară așa prăpăstios, dar aha, este încă la rampa aici, 19-2021, asta trebuie să luăm, cu care vom merge la Tesco Doncaster. Deci o ardem pe aici local. M-a spart soarele ăsta, m-a terminatus. Avem verde, mă? Da, avem verde, putem să-l luăm. Băi, am ajuns destul de devreme în firmă, am ajuns pe la 12, acum este 1 și un sfert. Dar m-au pus ăștia să... A zis, domne, fă-ți un 45 și urci după aia sus, să vedem ce job îți dăm. După cum știți, astăzi este ultima zi. Avem până la maxim... Până la maxim 10, dar le-am spus că avem până la maxim 9. Și... A, uite, mă, era Florentina. Și să sperăm că nu fut ăștia ultima zi cu prostiile lor. Normal ar trebui să fim un timp și pentru descărcare. Avem programare la ora 3. E 1 și un sfert, până la Doncaster facem maxim o oră. Deci ar trebui să fie ok. Ar trebui să fie super ok totul. Și ne-au dat așa de la agenție o veste că aparent Ritboda o să scadă ratele de plată pentru șoferii de agenție, de la agenție. Nu știu dacă și pentru angajații lor, dar o să aflu, probabil. Deci, ăsta e iar un semn că sper că fac pasul cel bun. Am dat o frână, am dat-o, avem motorină, vagon relativ nou. Asta pare cam ăsta, dar cred că doar că e lăsat de spate și încărcat. Vedem imediat. Da, și ar fi la fel, deci doar că e lăsat de spate. Ok. Ok, nicio problemă. Asta de ce n-ai băi prinde motorină? L-a umplut cineva până în gât și a dat pe afară, cred că. Uite, motorină și pe aici. Oh, așa. Da, sunt lăsate, că e vagonul lăsat de spate. O să se ridice imediat. Au trecut de lăsat. Trebuie să-și revină. Ăștia sunt și foarte grei, cartofii ăștia congelați. Cam la 18 tone, 19 tone.
să ridice. Cred că o să stau câteva minute să se ridice. Bine, probabil nici nu are aer. Stângă-n rampă. Da, tocmai acum își face aer. Ok. Da, și cum vă ziceam, au anunțat ăștia că renunță, că renunță să plătească la fel ca acum. Bă, ce scârbe. Bine, oarecum mulți se așteptau la șmecheriile astea în anul ăsta, în 2023. Să facem și noi verificare. Ok. 14 19 2021. Bă, dar să mă rămasă dacă nu am tras ele astea numai vagoane normale. N-am avut un decăr. N-am avut un decăr. Dar mai bine. Nu simt lipsa. Mamă, cât e de greu. Haide, boss. Și de bea accelerează să moară măsa. De bea accelerează. Da, băi, mergem la Doncaster și o să revin de acolo probabil cu ultima parte a acestui video. Probabil cea mai așteptată de toți dintre voi. De toți dintre voi, doamne ce prost sunt. De cei mai mulți dintre voi probabil. Toate că am vorbit de-a lungul videoului, am mai spus așa ceea ce m-a făcut să renunț la mai face acest job. Dar mai facem un rezumat așa. Ca de încheiere. Așa că țineți aproape că mai avem încă puțin tel. Încă puțin tel mai avem. Frații mei peloponezi, gata și cu Doncaster-ul. Ho, mă, ho, că nu ating pe nimeni. Mamă, urât fac senzorii aia. N-am mâna că nu mai e nimeni. Mamă, futu-te îmbipuit viață. Băi, gata și cu ultima descărcare. Și să sperăm că acum mergem să facem ultima încărcare. Mergem la Wakefield, la New Cold, la concurență, ca să zic așa. Știți că am mai fost o dată acolo, data trecută nu am încărcat nimic. De fapt am fost de vreo 2 ori sau de 3 ori și n-am încărcat niciodată nimic. De data asta sper să încarc ceva. Bă, și tocmai am făcut și postarea pe Facebook referitor la faptul că mă las oficial de această meserie și încă primesc 10 de mesaje, danke, sau nu făceai mie, se... Ai, făceai lui ăsta. Danke, oricum. Dar încă primesc 10 de mesaje, sute de comentarii, m-am văzut că s-a și share-uit, așa, nu știu ce era așa de important să dai share la faptul că m-am lăsat eu de șoferie, dar în fine, nu sunt nici primul, nici singurul. Bă, și vreau să zic că vă sunt recunoscător că am uitat să dau și un semnal acolo, așa, dar cred că era de înțeles că o să fac stânga. Deci vă sunt recunoscător oricum, oarecum, de fapt, multora dintre voi, pentru că ați fost aici de la începuturile mele, unii, alții au venit mai târziu, dar... A stat și probabil din cauza voastră a rezistat cam tot ce înseamnă Tracker Boy atâta vreme și am fost, zic eu, oarecum și constant, adică n-am făcut cine știe ce o perioadă, după aia altă perioadă și tot așa. Vlogurile au rămas la fel de la început până la sfârșit, evident că na, tehnologia n-a mai ajutat, a mai evoluat și noi un pic. Acum cât stăteam, cât am salatez, cum am uitat la primul vlog și nu vine să cred ce fel era. Bă, deci nu vine să cred, filmam cu o cameră de aia de
zi de bord, morții măsii. Bă, nu mai știu cât am dat pe ea, vreo 40 de lire, 50 de lire, sau nu știu cât dracu am dat pe ea. Bă, deci nu vine să cred. Nu vine să cred totuși cât am evoluat și câți bani am băgat și în căcaturile astea. De la drone, camere, accesorii, dragi, laci, maci, laci. N-am făcut un calcul, dacă fac așa un calcul, bă, repede înainte, cred că sunt 3-4 mii de lire lejer. Și îmi dau seama că, bă, l-am făcut-o fără niciun fel de așteptări, adică nici să fac bani, că până la urmă n-am făcut bani în YouTube și nici nu cred că o să fac eu bani în YouTube, cu toate că am zis la începutul anului, bă, hai că vreau să fac în așa fel încât poate și monetizez YouTube-ul ăla cât de cât, dar nu știu dacă sunt eu genul ăla de om, în primul rând nici nu caut, nu știu, diferite chichițe să îmi fac, nu știu, view-uri sau cine știe ce, pur și simplu eu sunt cum sunt, adică ce îmi vine în cap aia vorbesc, aia scriu. Nu caut, nu știu, titluri bombastice, nu caut thumbnail-uri, nu caut, nu știu, hashtag-uri speciale. Sunt aceleași de la început, de la primul vlog până la ultimul, adică n-am schimbat absolut nimic. În fine, da, și exact cum am scris și în postare, bine, voi când o să vedeți videoclipul ăsta, probabil deja ați citit postarea. Am zis acolo că, domnule, nu sunt dator nimănui cu niciun fel de explicație, dar într-un fel mă simt dator față de voi să vă explic, sau nu știu dacă ar mai fi ceva de explicat, pentru că mulți mi-ați văzut starea, cel puțin în ultimile luni bune, mi-ați văzut starea și știți exact la ce mă refer, știți exact ce îmi lipsește, ce am căutat tot timpul în meseria asta și se pare că, din punctul meu de vedere, e strict părerea mea personală, meseria asta nu se împacă cu viața de familie sub nicio formă. Singura formă sub care s-ar putea împăca ar fi să găsești o firmă la care să muncești, nu știu, ceva în 8-10 ore maxim. Hai pune 12, da? Și la 12 dacă bagi muncă fizică sau cine știe ce, e fix același lucru. Ceea ce este cam greu de găsit, nu zic că nu există, am mai spus-o de un milion de ori aici pe canal, nu zic că nu există, doar că sunt mai greu de găsit. Pe mine nu mă ajută nici zona foarte mult, dar unde mă să știu ce voi face în viitor, momentan știu ce vreau să fac în viitorul foarte apropiat. V-am spus că o să fac chestia cu detailing-ul, dacă nu merge am ca backup să mă întorc oricând la muncă ca și șofer, că am făcut și o cacofonie. Nu zic, bă, renunț de tot. Pentru o perioadă, v-am spus, vreau să nu mai am niciun fel de contact cu meseria asta, dar dacă voi fi nevoit, pentru bunăstarea familiei mele, evident că o voi face, indiferent care sunt consecințele sau indiferent că îmi place sau că nu-mi place. Mamă, câtă aglomerația! Mai bine o luam nebii până ora și ieșeam pe A1. Nu mi-a trecut și mie prin cap. Asta e. Asta este. Da, iar v-am spus, motivul principal este, nu știu, bă, vreau să am o viață normală, adică vreau să mai mult să trăiesc decât să muncesc, până la urmă. Cam despre asta e vorba. Nu vreau să fac cine știe ce lucruri extraordinare, extravagante, nu știu, extra scumpe, extra draci, extra laci, extra maci, ci pur și simplu vreau să am o viață normală. Am spus, vreau să mă bucur de să îmi duc fata și soția la școală dimineață, vreau să le iau după amiaza, vreau să stau seara după ce mâncă, să stăm la un film, la o emisiune, la ceva. Vreau un weekend-uri să ne plănim, să ne putem duce undeva, nu să depind. Bă, nu știu când termin, nu știu dacă pot, cu munca nu-mi dăm timpul săptămânii, am doar un weekend, ce facem și tot așa. Concedii la fel, te angajezi în transport, nu prea ai concediu de sărbători, trebuie să muncești, ție tura ta, ție dragi, ție lași, ție mați, ție nu știu ce. Transportul trebuie să meargă non-stop, oricând, da? Și toate chestiile astea, evident coroborate cu stilul de muncă de la firma asta, că na, asta mi-e aici aproape, asta mi-e la îndemână, de asta am fugit de, nu știu, am început să fug din primul an și tot aici, vedeți, s-au trecut ani de zile, 8-9 ani și tot aici sunt.
poate corobora și cu stilul ăsta lor de muncă, în care te simți tot timpul nervos, tot timpul te simți ca și cum ai fi pielea pulii și toate astea. Poate și astea au avut un cuvânt de spus în decizia mea, dar sunt 100% convins că și dacă lucram în altă parte, decizia era aceeași. Pentru că pur și simplu, pentru mine, în ultimele, eu zic că în ultimul, nu de fapt în ultimul, cam ultimele 7, 8 luni, 9 luni, ceva de genul ăsta, haide mă, ia uite-l mă, i-a murit mașina mă, băga mea și pula măta, tu-ți rasa mătii în gât. Pentru mine în ultimele 7, 8, 9 luni, pentru mine deja a început așa o perioadă în care am zis, bă, nu se mai poate, gata. Și am tot evitat să vorbesc despre chestia asta, am tot evitat să spun cuiva, bă, nu mai mă simt în plin, fericit, nu mai îmi place deloc meseria asta, am încercat să mă mint singur, hai că e bine, hai că e o perioadă, hai că e nu știu ce. Și în plus de asta, la mine e exact ca și melodia, o zi bună, 10 rele, fix așa e la mine, da? Ai o zi ușoară, ok, nu știu ce, următoarele, adio, praf și pași pusi. Și în plus de asta, dând timpul înapoi, îmi dau seama că, gândiți-vă că acum un an de zile eu eram chitit 100%, mamă, gata, mi-au camion, fac, drag, nu știu ce. Și mi-am dat seama, bă, frate, dacă făceam prostia asta. Bă, dacă făceam prostia asta, intram în hora asta, cheltuiam și ceva bani, bine, oarecum îi scoteai înapoi sau nu știu, îi făceai în așa fel încât să nu pierzi. Dar gândiți-vă că eu atunci o visam, domne, mi-au camion și muncesc eu și fac și drag și eu speram că o să scap de chestia, domne, o să am mai mult timp cu familia. De unde drag mai mult timp cu familia? De în cur, de unde? Că nu o să mai ai timp de absolut nimic în niciun caz. Și exemple cunosc destule și n-am nevoie de confirmarea nimănui. Da? Și în plus de asta nu mai sunt dispus să fac niciun fel de sacrificiu. Absolut niciun fel de sacrificiu, frate. Stau să mă cer cu nevastă mea mereu la toate căcaturile, ne supărăm, stăm supărați, stăm posomorâți, în loc să ne trăim viața, suntem tineri, să ne bucurăm, avem un copil sănătos, frumos, deștept, voios și toate aia, noi stăm supărați din cauza ce? Din cauza muncii mele, din cauza nervilor mei și tot așa, da? Fata a crescut, vorbește, îi place, întreabă, stă cu mine, mă iubește, tati când vii acasă, tati când pleci, tati de ce pleci, tati de nu știu cum. Și nu mai, sunt o persoană care mă moi destul de repede și atunci am zis, bă, nu mai se poate, nu mai se poate. Uite, cum zice fiimea acum că a fost frig, tati ce bine era dacă erai acasă, încerci și pune la școală să nu mai înghețăm de frig dimineața și nu știu ce, dar... Și toate chestiile astea m-au făcut să dau înapoi și să zic, bă, nu că m-au făcut să dau înapoi, că nu eram la modul, nu știu, gata, numai cu șoferia toată viața, nu. Dar am zis, bă, stai așa, că poate există și altcumva, frate, să mai trăim și altcumva, că mi-au ajuns anii ăștia. Am băgat atâția ani, 3 ani, 4 ani, numai muncă pe weekend, pe nu știu ce, eu nu mai știu ce e la weekend, nu mai știu să ieși în weekend, să te duci undeva la, nu știu, cum mă duceam înainte, la de-astea de mașini, la un festival, la o nu știu ce, la o nu știu cum, la un spectacol, la pe dracu să mă ia. Eu nu mai știu ce sunt chestiile astea. Tot timpul muncă peste weekend, muncă peste weekend, ca să salvez, domne, să iau aceiași bani ca și cum aș munci 5 zile, dar de fapt, eu la 3 zile când le stau acasă, eu sunt singur. Nevastă mea la muncă, fata la școală, dar nu mai are rost să mai recapitulez, că am tot vorbit despre chestia asta. Și am zis că nu mai, nu se mai poate, trebuie să existe și altceva în afară de șoferia asta. Trebuie să existe și altceva și sunt convins că îmi va fi poate mult mai greu decât acum, sau cum mă simt acum, îmi va fi mult mai greu, dar sunt tot asta convins că îmi voi reveni destul de repede. Nu știu, așa simt așa că parcă ar fi momentul să mi se termine și mie ghinionul. Că până acum ați văzut cum a fost. Eu, faptul că sunt pesimist mereu și atrag ghinionul și dragi și lași și magi. E, acum parcă simt că am șansa asta să sparg puțin ghinionul ăsta. Nu știu, așa simt eu. Simt că e momentul în care trebuie să-l sparg. Și poate chiar așa se va întâmpla, habar n-am.
Da, băi, mai multe nu mai am ce să vă mai zic, nici nu știu, am atâtea gânduri în cap. Nu știu dacă le-am spus și cum și aici în faza asta, nu știu dacă le-am spus fix cum trebuia sau cum ar fi normal. Dar probabil când o să mai mă liniștesc un pic, probabil o să mai vorbesc despre chestia asta. Și cu siguranță activitatea aici pe canal va continua. V-am spus, o să vă țin la curent cu tot ce înseamnă pasul ăsta pe care îl fac în noua mea aventură cu detailing-ul. În plus de asta, o să vă mai încântăm ochii, să zic așa, și cu aventurile noastre, probabil din ieșirile cu familia, cu fata și cu soția pe undeva, pe aici, pe acolo, habar n-am. Nu știu, o să încerc să mai mențin cât de cât canalul activ, cu dacă o să am ce să filmez, că până la urmă știți foarte bine că nu sunt genul de om sau de creator care hai să mă apuc să mănânc var după pereți, că poate trebuie să postez ceva și ca să mai fac view-uri sau pula mea. Dar am nicio treabă cu chestia asta. Chiar dacă la începutul anului sau la sfârșitul anului trecut mi-am propus hai să fac ceva și pe partea asta, mi-am dat seama că până la urmă nu sunt chiar genul ăla de creator de conținut, dar care nu știu să facă conținut în așa fel încât să trăiască din asta sau să fie undeva pe listă sus acolo în scopul meu, din scopurile mele din viață sau ceva de genul ăsta. În niciun caz. O fac pur de plăcere, îmi place, mă ține antrenat așa acolo când editez, îmi place foarte mult chestia de editare, îmi place foarte mult chestia să iei cadre, să drați, să lați, să maci. Cred că știți foarte bine în toți anii ăștia cam ce am făcut și cum sunt. Nu trebuie să mă explic acum. Băi, astea fiind spuse, trucăreala, eu zic că se încheie aici. Nu știu a câta e, habar n-am. Uite, nici m-am uitat să văd a câta e. Trucăreala, din păcate, se încheie aici. Nu știu dacă va mai reveni vreodată, nu știu când va mai reveni, dacă va mai reveni. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost aici pe canal din prima zi, din a doua, din a 15-a, din și faptul că ați venit astăzi pe canalul ăsta. Eu vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că, nu știu, mi-ați suportat sau mi-ați înghițit tot acest content pe care îl fac. Unora le place, altora nu. Până la urmă, știi cum e, nu trebuie să fii pe gustul tuturor. Sau nu poți să fii pe placul tuturor. N-am ce să vă zic decât respect și toate cele bune și cu siguranță o să ne vedem aici pe canal în alte vloguri, dar nu trucăreală. Asta a fost tot, v-am salutat, toate cele bune, pa!